Salutare al vlogging și bine v-am regăsit la un nou videoclip de League of Legends astăzi. M-am întors acasă după vacanța de Crăciun, am fost plecat de Crăciun, am și scris o chestie acolo la community, dacă n-ați văzut-o, îmi pare rău. Deci, vă știu că înainte să înceapă clipul, ceva foarte important, să apăsați lângă butonul de subscribe, clopoțelul de notificări. Nu o să primiți tot ceea ce vă zic eu dacă nu apăsați chestia aia. Și uite, acum poate unii n-a știut că am fost plecat și v-ați întrebat de ce, Alex, de ce n-ai postat sau chestii din astea. Eu am scris că am fost plecat, dar poate unii n-ați văzut. Chiar vă rog frumos să apăsați pe clopoțelul pentru notificări, chiar o să ajute foarte mult și e foarte important să faceți chestia asta. Deci, faceți asta. Am revenit astăzi, vom face un clip special, ceea ce n-am făcut până acum pe canal. În care m-am decis să deschidem niște crate-uri, cutii, chestii din astea. Am băgat niște bani în League of Legends și am zis să deschid chesturi pentru voi. Am în momentul de față două chesturi care se pot deschide din astea și 5 Snowdown capsule-uri. Deci avem niște chestii șmechere și vom face și ne vom juca și cu niște skin-urile astea pe aici, nebunii. Ca să facem să ne luăm skin-uri permanente. Oricum, vreau să vă mulțumesc mult pentru toată susținerea la clipurile anterioare. Chiar apreciez foarte mult și v-aș ruga din tot sufletul să apăsați butonul de like la clipul ăsta dacă mai vreți să mai facem deschideri de chesturi în League of Legends. Pentru că mi-mi place și sunt pot să spice chestii șmechere, într-adevăr, poate să spice chestii foarte, foarte șmechere. Haideți să ne ocupăm de deschiderea chesturilor noastre. Bun. Melodia mai cântă? Nu e așa că am închis-o? Ok, vreau să avem ceva pe fundal, așa știi să fie. Domnul mai încet. Bun. Hai să vedem. Deci, deschidem. Începem cu chesturile astea Hextech. Sunt ok. Din data Sailor Gangplank, îmi place foarte mult skin-ul pe Gangplank, e foarte șmecher. Și putem să. Bine, putem să facem un reroll acum, dar dacă stau să mă gândesc, este un skin Legacy și. Am decât un skin pe Gangplank, cred. Nu știu dacă am. Nu mai știu, mă rog. Hai să deschidem și al doilea Hextech chest. SKTD1 Renekton. Ok, deci ăsta este un skin Legacy, vedeți după iconița de acolo. Nu prea-mi place mie SKTT1 Renekton. Și deci astea trei skin-uri nu-mi plac. În primul rând nici măcar nu am pe Nami și nu joc Nami. Tot SKTT1, deci este foarte șmecher și ăsta. Este epic skin. Deci avem skin-uri șmechere. Hai să dăm reroll. Băgăm pe ăsta, pe ăsta și pe ăsta. Începem printr-un mic reroll. Și o să apăsăm aici și să vedem ce skin ne va pica. Haideți să vedem. Give me something good, baby. Spiritfire Brand. Epic skin permanent. Yeah! Nu joc eu brandat de mult, dar skinul e marfă. Ok. Bun, deci începem cu un skin bombă. Avem mare noroc ca de început așa. Și cred că mai putem să mai... Nu, nu mai putem, nu? Da, mai avem, dar nu avem key. Bun, deci mai avem aceste Snowdown capsule-uri. Am zis că vom deschide aceste Snowdown capsule-uri. Am cumpărat 5 momentan, cred că pot să mai cumpăr dacă mai vreau. Nu cred că voi face chestia asta, adică nu știu. Acum vedem dacă se rentează, știți? Faza e că îți dă skin-urile și să le dai reroll, deci nu se merită neapărat, poți să cumperi skin-urile. Plus că vreau să-mi iau un skin și mai chiar pe Lee Sin. Deci, deocamdată le vom deschide pe astea 5. Vedem dacă se rentează, vedem ce facem cu skin-urile, vedem ce ne pică, you know? Și, hai să începem. Bun, sunteți pregătiți? Eu da. O să dau open. Bun, am început. Pentakill Kale. Bun. E epic. Warrior Princess Sivir. Nu știu skin-ul ăsta. Este, nu văd că nimica. Zombie Nunu este tot epic. Marauder Olaf. Cred că e șmecher skin-ul. Și 50 de Orange Essence. Bun. Am primit 4 skin-uri. Avem unul Legacy. Și epic. Îl avem pe ăsta pe... Da, dar nu știu... dar nu pare wow. E un skin normal, e foarte ieftin de cash pal. O să-i dau reroll. Deci să dau reroll skin-ului ăsta. Cu ăsta pe kill, pentru că nu joc kill sub nicio formă. Și cred că... Da, am un skin pe kill și e foarte șmecher. Și... E da și lui gameplay. Cred. Nu știu. Sau hai să zici Lola. Bun, deci o să dăm reroll cu aceste 3 skin-uri care ne-au picat. Din primul stau de encapsul. Hai să vedem cine pică. Dăm ceva bun, dăm ceva bun. Sabretusk Sejuani este permanent, este Legacy. Nu joc Sejuani, dar e ok. Poate să învăț, cine știe. Bun. A, dar nu am pe Sejuani. Ce bău sunt, hai să o cumpăr.
Mai și miram, de ce nu mi-o bagă? Că mi-a zis că mi-l dă permanent. Ok, am cumpărat-o pe Sejuani, îi dăm înapoi la loot. Ne vom da skin-ul unlock permanently. Foarte, foarte tare, să-mi suflu și nasul. Bun. Destul de bine, am deschis un singur sau două Snowden Capsule. Cred că, mă rog. Regavenșa, Project Lucian. Da, joc Lucian, îmi place, Project Lucian este genial. Greyflower da Azir. Oh! Yes! Am început să joc Azir. Yes! Skin-ul ăsta nu poți face rost de... Parcă este la... Parcă poți fa rost de asta sau nu? Farao Amunu, Amunu, Lil Slugger Trundle și 50 Orange Essence. Bun, deci vreau să văd repede. Collection. Stați o secundă. Nu știu dacă poți să cumpăr skin-ul ăla pe Azir. Nu știu dacă este jmecher sau nu. Skins, ia. Gravelord, da, poți să-l nu ai nimic. Credeam că mi-a picat SKTT1, mă rog, Warring Kingdoms-ul pe care nu pot să-l cumpăr, SKTT1, nu pot să-l cumpăr. Dar l-am pe ăsta. Mă rog, hai să mergem înapoi la loot. Deci, aparent, skin-ul nu este wow. Cred că-i voi da reroll. Uite pe ăsta, deci pe ăsta-l vreau. Știi ce aș face? Le-aș da Disenchant un Essence din ăsta, știi? Fiindcă vreau să iau Project Lucian, fiindcă îmi place foarte mult. Și îmi trebuie 1050. Deci asta înseamnă că a trebuit să-i dau Disenchant Essence lui Zombie. Nu, clar, nu joc, nu, sub nicio formă, nu o să joc vreodată, probabil. O să-i dăm lui Gangplank, sorry GP, n-am ce să fac. Am găsit alt skin pe care îl vreau din inimă. 1050 între ele, deci hai să-i dăm și lui Amulă. Îi dăm aici Disenchant Essence. Amulă, sorry. Și ne luăm Lucian, baby, yeah, baby. Project Lucian, here we goes. Îmi place foarte mult skin și joc Lucian, deci o să luăm Project Lucian. Unlock permanently, bun. Bun. Mai avem 3 capsule de deschis, hai să mai deschidem încă unul. Program Soraka, e un skin genial. Bun, Worship Nono, nu-mi place Nono. Bard, skin pe Bard, care se cheamă Bard. E frumos, îmi place Star Guardian Lux. Gemstone! Trebuie vreo 9. Dar vă mulțumesc și cu 1, câte nu. Deci cu 1 pot să-mi iau cadurile astea. Eu bine, aș vrea Soulstone Vein, dar pot să strâng totuși gemstone-urile astea, nu? Le strâng. Bun, hai să vedem ce facem. Ce, bă, ieși din ăsta, nu, nu, bă, nu e ok. Hai să-i dăm. Bard, nici măcar nu l-am pe Bard, nu joc Bard, mă, nu mă interesează. Nu mă interesează skin-ul pe Azir, n-am ce să-i fac. Lil Struggle Trundle, deci astea 3 skin-urile le-am dat momentan. Hai să facem un nou reroll, să vedem ce skin șmecher ne pică. Spilthy Flux este un skin extrem de prost. Nu e bun deloc, dar îl avem, mă rog. Și Star Guardian e scumpe, nu se merită, știi? Deci mai dăm un reroll cu ele, n-am, nu știu, deocamdată, hai să mai destin și pe astea alte 20 de ce ne pică. Academiari, bun. Program Lissandra, Watcher Loom Misfortune, nu știu skin-ul. Commando Yarvan, prost rău. French Maid Nidalee, prost rău. Și Orange Essence. Ok, bun. Deci avem Academiari, nu jocari. Deci o să-i dăm reroll. Yarvan e foarte prost, nici nu joc. Și French Maid Nidalee e jmecher, skin-ul e foarte sexy, dar nu știu ce să zic. Hai să-l băgăm și pe ăsta. Dă-mi un schimb, boss, dă-mi un schimb. Tobran, bro, nu joc Bran, am mai zis. La bine, mișto primul skin, dar totuși nu joc Bran. Ok, program Lissandra. Hai să vedem, deci să-i dăm reroll și lui program Lissandra. Lui Workshop, nu. Și lui Waterloo Miss Fortune. Te rog, dă-mi un skin bun. Mi-a dat esență. Și un skin permanent pe Anivia care e Noxus Hunter, e mișto. Cred că e mișto. Nu? Mai avem un singur Snowden Capsule deschis, haide să deschidem să ne pică Thunderlord of Volibear, ok. Lunar Goddess Diana. Îl am la Snowdown Shop, da? Nu-mi place. Executioner Mundo. Battle Boss Beastcrank, da! Ok. Ok, deci facem reroll cu Battle Boss Beastcrank, cu Lux și cu Soraka. Sunt skin-uri care sunt mișto, dar pe care dacă le vând pot să-mi iau un skin jacker după, știi? No, deci fac reroll cu toate, că nu mă ajută să le am aici, deci dăm un skin epic. Uf,
merge. Nu joc popi, dar merge. Concluzie. Nu se merită să bagi bani din Snowden capsule-uri. Deloc. Eu am fost Satisfacer, vă mulțumesc mult pentru atenția acordată, sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Iar noi ne vedem la viitoare. Pa, pa.